La R&B și în final s-a oprit la muzica house, a făcut parte din trupa Wasabi, a colaborat cu Puia, Mateo Vang sau Accent, iar acum se concentrează pe o carieră solo. Lora este mereu inovatoare și îi iese de minune. Pentru videoclipul celei mai noi piese ale sale, No More Tears, artista s-a transformat într-o divă rock și nu a dat înapoi nici de la a se juca de actoria. Despre No More Tears vorbim în continuare cu Lora. Bună, Lora, bine ai revenit la noi. Bună, Oana, bine te-am regăsit. Gata cu lacrimile? Gata cu lacrimile. De ce să plângem? Suntem frumoase, ar trebui să fim iubite. No More Tears este o piesă foarte, foarte frumoasă, o piesă de dragoste, cu un videoclip un pic altfel din ce ne-ai obișnuit până acum. Da, păi e o poveste clasică. Îi mulțumesc regizorului Florin Botea. Mi-am dorit foarte mult să lucrez cu el. Suntem prieteni de mult și în sfârșit am avut ocazia să lucrăm împreună. Ce să vă spun despre No More Tears? Într-un fel este o poveste adevărată. Mi s-a întâmplat și mie și primesc foarte multe mesaje de la fete și femei pe pagina mea de Facebook, în care îmi mulțumesc pentru piesă și pentru videoclip. Se regăsesc foarte mult în poveste și simt că le dau putere. Ce pentru care mine e povestea? Este... Păi, eu sunt, mă despart de iubit și intru într-o depresie de asta mică, nu mai vreau să ies din casă. Dar ai prietene alături de tine. Și vin prietenele și mă obligă să ies din casă și mi-amintesc ele că sunt o fată tânără și frumoasă și ar trebui să nu stau în pat să sufăr după niciun bărbat. Fetele din clip sunt prietenele tale și în viața de zi cu zi? Sunt amice cu mine, suntem prietene, după videoclip am rămas prietene, dar înainte ne vedeam mai rar. Am avut o prietenă foarte bună care din păcate n-a putut să apară în videoclip, pentru că noaptea respectivă avea de cântat, avea un concert și mi-a părut rău și mie, mi-a părut rău amândouă, da? Da. Și tânărul misterios care îți frânge inima în clip, cine e? Paul Bratu, pe care l-am cunoscut în pat la videoclip. La cadru, da. În viața de zi cu zi, după cine plânge Lora? Lora nu plânge după nimeni. În viața de zi cu zi, Lora e fericită, îndrăgostită, ceea ce vă doresc și vouă. El cine e? El este Dan Badea și are o emisiune la Antena 2. Cred că în curând va mai avea o emisiune la Antena 2. Da, din casă lor. Stand-up comedy. Nu, nu, asta îmi doresc eu pentru el. Îmi doresc să facă televiziune. Și el își dorește la fel. Îți amintești când te-ai îndrăgostit prima dată? Da. Când a fost? Eram clasa a șasea. Și eram în vacanța de vară la bunici și nici măcar nu ne-am ținut de mână. M-a învățat să merg cu bicicleta fără mâini și mergeam prin pădurea din spatele casei și culegeam floricele și făceam picnicuri. A fost foarte frumos. Ai făcut o mulțime de lucruri pe plan muzical. Întâi ai făcut parte dintr-o trupă de fete, apoi ai colaborat cu diversi artiști de la noi. Ai cântat chiar și în deschiderea unor nume importante de afară, cum ar fi Faithless. Iar acum te orientezi spre o carieră solo, într-un final, și ai de gând să lansezi mai multe piese singură, dintre acestea face parte și No More Tears. Totuși nu pot să aduc în discuție My Passion, care este... Passion este o piesă Accent, cel mai nou single Accent, care este în colaborare cu mine. Și este vocea ta, așadar, confirmi acest lucru, pentru că foarte multă lume se întreabă asta. Da, foarte multă lume mă întreabă și văd și pe pagina de YouTube, unde este videoclipul care are aproape, nu știu, a trecut de 8 milioane jumate de vizualizări. E o piesă care merge foarte bine și pe care o voi cânta și eu în concerte. O colaborare extraordinară cu Accent am avut. E incredibil. Știu că unul dintre membrii trupei Accent a și compus Adrian No More Tears For You. Da. Adrian Sână și cu Adi am lucrat la 10 piese. Avem vreo 10 piese împreună. Este un băiat foarte talentat, un producător foarte talentat și un DJ foarte bun. Și tu compui pentru alți artiști? Și pentru alți artiști, dar deocamdată acum compun strict pentru mine. Nu vreau să mai fac nimic pentru nimeni, să vreau să mă ocup de mine. Pentru că m-am neglijat foarte mult și am resimțit chestia asta în cariera mea. Nu știu câtă lume știe faptul că piesa Goi a trupei Mandinga este creația ta. Este creația mea, instrumentalul e făcut de Alex de la Mandinga, dar versurile și linia melodică mi-aparțin, ca și la Gucci,
piesa cu Connector, Doar tu, multe piese am făcut pentru Mandinga, pentru că am fost prieteni foarte mult timp și ne plăcea să rău după ele. Goi cel puțin este o piesă excepțională. Goi și mie îmi place de foarte ce mult. Ce le-ai dat-o lor și n-ai păstrat-o pentru tine? Dar fiind pentru și că aveam, sincer, pentru că aveam nevoie de bani și eram într-o perioadă în care făceam parte din trupa Wasabi, nu visam să... Nu credeam că pot să fac ceva singură, nu aveam puterea pe care simt că o am acum. Dar ai găsit forța? Am găsit forța necesară să mă pun pe picioare și să-mi deplinez visul, dar e foarte greu până ajungi acolo. Am suferit foarte mult după piesa Go în special, pentru că îmi imaginam că sunt eu la pian undeva și cânt piesa asta într-un videoclip și... Bine că există varianta asta. Ai pus suflet și se simte. Fanii tăi o pot găsi pe internet. Apropo de Wasabi, ce ai învățat din experiența asta? Pentru că am citit undeva că nu mai ții legătura cu fetele. Nu mai ținem legătura. Nu știu acum să-ți spun exact ce am învățat, dar resimt în anumite decizii pe care le iau că am învățat ceva și m-am maturizat. Le-am iubit foarte mult pe fetele astea. Am sentimente și acum pentru ele. Le doresc tot binele din lume. Îmi doresc să reușească muzică pentru că le-am ales pe baza talentului lor și am mai învățat din experiența asta că dacă tu ai muncit foarte mult pentru un lucru, să nu alegi niciodată să ai pe lângă tine oameni care nu au muncit la fel de mult, oameni care nu apreciază anumite lucruri. Pentru că nu asociez numele cu artiști foarte bine văzuți. Unul dintre ei este și Horia Brenciu, da, cu care ai concertat în urmă cu puțin timp. La sala Palatului. Despre ce e vorba? Cu Horia Brenciu am început o colaborare acum câțiva ani și fiind o persoană perfecționistă și el și eu, dar el mai ales este o persoană, este un artist desăvârșit care a muncit foarte mult să ajungă unde este acum și mă regăsesc foarte mult în personalitatea lui și în mentalitatea lui. Era normal să ne găsim și să lucrăm foarte bine împreună. Nu mi-am făcut nicio problemă niciodată cu Horia, adică e un artist complet. Entertainer, artist, super. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu el și probabil vom mai colabora. Între atât de multe proiecte și concerte și piese, ai o apariție foarte fresh. Mai ai timp să te ocupi de asta? Cât timp petreci la saloanele de înfrumusețare? De mine se ocupă Cristina Grama și salonul ei, care îi mulțumesc foarte mult. Dar ajung cam rar pe la salon, pentru că acolo ajung eventual să-mi înfrumusețez părul și culoarea, să-mi împrospătez. Dar în rest, cu fața și cu tenul meu, un sfat și un mic secret am pentru voi, doamnelor și domnișoarelor. Crema de gălbenele. Costă 5 lei. Folosiți-o. Vorbesc foarte serios. Este senzațională. Laura, știu că ești o mare microbistă și nu pot nu să... Nu chiar mare microbistă, dar... Ce părere ai despre ultimele meciuri ale naționale? Nu cred că ne calificăm. Dar cum e Laura la un meci important? Nervoasă, probabil, dacă meciul nu se desfășoară cum mi-aș dori. Prietenul meu, iubitul meu, este microbist. M-am învățat mai nou să joc FIFA ca să jucăm împreună. În rest, da, am chestiile astea de băiețel, nu știu, probabil că am avut frate. Ce înseamnă asta? Bei bere, mănânc semințe? Fac și chestia asta pentru că îmi place. Am stat în spate la stadionul Oțel, în Galați, de acolo vin. Adică eram călare pe geam și mă uitam la meciuri cu binoclu sau când se antrenau fotbaliștii. Îți mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc.